Suceava, Ioan Cătălin Nechifor a anunțat că administrația județeană ar putea prelua în administrare spitalele din Fălticeni, Gura Humorului și Câmpul Moldovenesc. Unitățile spitalice vor rămâne fără personalitate juridică și vor fi transformate în secții externe ale Spitalului Județean de Urgențe Sfântul Ioan cel Nou Suceava. Nechifor a anunțat că a discutat deja această variantă cu premierul Victor Ponta. S-au băgat foarte mulți bani, s-au făcut foarte multe investiții acolo și riscăm dacă nu facem acest fenomen de medicale, riscăm ca la Fălticeni să avem un spital fără nimic. Pentru că îl construim, îl terminăm, facem tot în conformitate cu prevederi. Medici de specialitate, iar ceea ce am vorbit cu premierul și vă spun acum un premier, să zic așa, a fost că Fălticeni nu trebuie să devină o secție externă a Suceavei. Limpede. Pentru că altfel nu va funcționa la Fălticeni. Trebuie să gândim un proiect cu cap care să se adreseze cetățenilor, nu doar din Fălticeni. Cel spital din Fălticeni să fie, dacă vreți, sub aripa spitalului județean, așa încât, pe de o parte, să putem să avem o colaborare mai eficientă între cei
cazul persoanelor intoxicate de la Suceviță, spunând că nu a fost informat despre situația reală de autoritățile sanitare și din această cauză ar fi putut apărea probleme. Din păcate, din punct de vedere procedural, o colaborare sau o comunicare foarte eficientă Suceava Rădăuți, pentru că, Doamne ferește, dacă erau câteva cazuri mai grave, ne trezeam cu un subiect extrem de complicat. La asta îmi doresc, pentru că DSP-ul nu are decât sau are un rol limitat în activitatea lor profesională, cea de control. Da, DSP-ul nu poate să-i pună în comunicare și să lucreze împreună. Eu, președintele Consiliului de Suceava, am aflat foarte greu informații. Nu e în regulă. Păi eu stau să dau telefonul ăla în concediu, ăla e plecat, nu știu unde, nu știam nimic la unde. Păi nu e în regulă. Prefectul era plecat din județ. Normal, nu-i prefect. Responsabil pe chestia asta, chiar dacă n-am atribuții, dar sunt ales de oameni și cât timp sunt ales de oameni, cred că sunt obligat să-i ajut cât pot și ca să pot să-i ajut, trebuie să am informații. Fără a precizat că încă nu s-a stabilit dacă vor fi făcute modificări în structura de funcționare a spitalelor